Neața fraiere, neața fraiere, neața fraiere, neața fraiere. Neața fraiere, 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 neața fraiere. Neața fraiere, 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 neața fraiere. Salut, osnovici! Ade capul meu! Salut, osnovici! Bine m-am găsit la un nou episod. Sunt elev la o școală, ceea ce pentru mulți ar putea fi o tragedie a întregului mileniu. Și asta putea însemna faptul că noi trebuie să ne trezim în fiecare dimineață de vreme, să ne facem patul, să ne schimbăm, să mâncăm, să facem teme și să plecăm la școală departe. Iar acest departe înseamnă departe spre viitor, pentru că acolo zic oamenii că trebuie să mergem la școală. Deci hai să revenim la Neața Fraiere. Neața fraiere, 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 neața Neața. fraiere, neața fraiere, neața fraiere, neața Taci. fraiere, neața. Mamă, ce aș mai dormi. Oh. Trebuie să fac patul. Știi ceva mai bine, fă-te singur. Serios? Ok. E timpul să mă apuc de teme. Dacă nu uitați să dați un mare like, să vă abonați și să vă subscribe și un share pe Facebook și un follow la contul meu de Instagram, Davidul de Zătalpă, Radu de Zăhai, v-am lăsat! Ah!